Scene șocante s-au petrecut ieri după amiază pe Bulevardul Independenței din Ploiești. Trei copii cu vârste de 14 și 15 ani s-au luat la ceartă și ulterior la bătaie în plină zi. Polițiștii secției de poliție numărul 4 au fost sesizați miercuri în jurul orei 14:30 despre faptul că un minor a fost agresat fizic pe Bulevardul Independenței. În baza sesizării a fost constituită echipa operativă care s-a deplasat la fața locului. Din primele verificări a reieșit faptul că între trei minori cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani ar fi existat un conflict verbal. Ulterior, conflictul a escaladat, iar unul dintre minori l-ar fi agresat fizic pe un altul. În baza probatoriului administrat față de un minor de 14 ani, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.